Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre păianjeni. În lume există peste 46.000 de specii de păianjeni. Unii dintre ei au fost descoperiți în ultimii ani, iar alții probabil vor fi descoperiți în viitor. Păianjenii pot supraviețui în medii foarte diversificate, chiar și în apă. Ei sunt răspândiți pe tot globul, cu excepția Antarcticii. Boala celor care au frică de aceste creaturi se numește arahnofobie. Chiar dacă unii sunt speriați, există o mulțime de oameni care îi iubesc și îi țin ca animale de companie, iar alții care îi consumă considerându-i o delicatesă. Păianjenii se deosebesc de celelalte viețuitoare de pe pământ prin faptul că se spânza din mătase, unde își prind victimele în capcană. Păianjenii nu sunt insecte, ei fac parte din familia arahnidelor. Din această clasă mai fac parte și scorpionii, acarienii și căpușele. Păianjenii au 8 picioare, spre deosebire de insecte care au doar 6. Păianjenii au sânge albastru datorită prezenței de cheihole care conține cupru. Ei își mănâncă propriile pânze pentru a le recicla. Unii păianjeni pot merge pe apă, iar alții pot respira sub apă prin introducerea unei come autoinduse. Conform specialiștilor, pânza de păianjen este de aproximativ 5 ori mai puternică decât oțelul, de aceeași greutate. Păianjenii sunt considerați o delicatesă într-un trip din Venezuela, aceștia fiind mari consumatori de păianjeni prăjiți, în special tarantule. Aproape toți păianjenii sunt carnivori. Singura specie cunoscută fiind ierbivoră se numește Bagheera Kipling. Acesta măsoară maxim 2 cm și trăiește în America Centrală. Din speciile cunoscute, doar 25 au venin care îi pot afecta pe oameni. Deși Australia este țara în care se găsește cei mai veninoși păianjeni din lume, ultima dată când cineva a murit din cauza mușcătorii de păianjen în această țară a fost în 1981. Cel mai veninos păianjen, care a și intrat în anul 2007 în Cartea Recordurilor cu această titulatură, este păianjenul brazilian Călător. Cele mai multe dintre decesele umane cauzate de păianjeni îl au ca autor pe acesta. Un alt păianjen foarte veninos este păianjenul australian cu pânza pâlnie. Seamănă cu taranturele, dar nu depășesc 5 cm lungime. Mandibulele lor sunt atât de puternice încât pot trece prin unghii sau încălțăminte. Veninul injectat poate omorâ un om în mai puțin de o oră. Veninul de păianjen este folosit în cercetări medicale. Tarantula Gramostola spatulata este deținătoarea unui venin ce ar putea vindeca boli cardiace. Există ferme unde se cresc păianjeni pentru venin. La anumite intervale de timp ei sunt anesteziați cu dioxid de carbon, iar apoi le este recoltat veninul cu ajutorul șocurilor electrice. Dintre cele 900 de specii de tarantule, recordul la mărime este deținut de Theraphosa blondii, care poate ajunge la 36 de cm în diametru, cam cât o farfurie de pizza. Recordul în longevitate îl are Brachypelma emilia. Femelele din această specie pot depăși vârsta de 30 de ani. Tarantulele sunt învelite într-un exoschelet care periodic se schimbă. Dacă se apropie de năpârlire, o tarantulă poate să nu mănânce chiar și o lună de zile. Tarantulele se hrănesc cu șerpi mici, insecte rozătoare și chiar păsări. De obicei, păianjenii sunt fricoși, nu deranjează și nu își doresc să fie deranjați. În plus, sunt creaturi folositoare fiind mari consumatori de insecte, majoritatea dăunătoare agriculturii. Tarantula Goliat este considerat uriașul arahnidelor. Trăiește în pădurile tropicale din America de Sud și este un prădător oportunist care consumă cam tot ce îi trece prin față și are o dimensiune potrivită. Hrana sa este formată din râme, reptile, nevertebrate și păsări. Depășește în mărime 30 de centimetri. La polul opus, cel mai mic păianjen din lume trăiește în Borneo și are dimensiunea unei gămălii de bol. Se numește patu digua și are mărimea de 0,37 de milimetri. În general, majoritatea speciilor de păianjeni au câte 8 ochi, dar există câteva specii și cu 12. Însă cei mai mulți ochi sunt doar pentru a-i ajuta pe aceștia să-și dea seama dacă este lumină sau întuneric. Unii au 6, 4 sau chiar 2 ochi, iar unele specii întâlnite în peșteri nu au ochi deloc. Vederea lor depinde de la specie la specie, fiind moderată până la excelentă. Păianjenul săritor este înzestrat cu un sistem vizual special. Acesta își permite să calculeze distanța exactă până la un obiect spre care trebuie să sară. El folosește o caracteristică unică a celor doi ochi principali. Fiecare dintre acești ochi este prevăzut cu o retină multistratificată. În lumină, un strat focalizează imaginea clar, în timp ce alt strat formează o imagine neclară. Cu cât imaginea este mai clară pe stratul respectiv, cu atât obiectul este mai aproape de ochii păianjenului. În baza acestei informații simple, păianjenul poate calcula distanța exactă pe care trebuie să o sară pentru a-și prinde prada. Cercetătorii doresc să copieze mecanismul păianjenului săritor pentru a crea camere foto 3D sau chiar roboți care să măsoare distanța până la un obiect. Vederea păianjenului săritor constituie un exemplu impresionant al modului în care animale de 5 mm lungime reușesc să strângă informații vizuale complexe și să acționeze în consecință. De asemenea, el vede în culori, la fel ca omul.
Păianjenii pot face 7 tipuri de pânze diferite, de la pânza lipicioasă până la pânza cu firul rezistent. Aceștia o pot folosi drept parașută pentru a se proteja pe ei și puii lor. Păianjenii se înmulțesc prin ouă. În majoritatea cazurilor, femela este mai mare decât masculul. Există specii unde femelele își devorează masculul imediat după împerechere. Oamenii de știință studiază mătasea de păianjen datorită faptului că este atât de elastică și rezistentă. Ar putea fi folosită în ingineria genetică. Păianjenii nu au organe sexuale. Ei se împerechează cu ajutorul fanerelor de pe fața lor. În secolul 20 au fost raportate peste 100 de decese umane cauzate de mușcătura păianjenilor. Conform statisticilor, 10% dintre bărbați și 50% dintre femei suferă de arachnofobie. În România, cel mai veninos păianjen este văduva neagră. Mușcătura lui provoacă durere foarte mare, urmată de dificultăți grave de respirație, uneori chiar leșin. Mușcătura nu este fatală, dar trebuie tratată de un specialist. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!